Bună, dragi pescari, mă numesc Stelică și bine ați venit pe canalul Pescuit și Pasiune. Astăzi vom pescui pe râul Mureș. Am venit pe un râu sălbatic. De mult așteptam să ajung aici. Din păcate e cam murdar. După ploile acestea nu avea cum să fie curat. Oricum, important este ieșirea. Să sperăm că o să avem și ceva activitate. De-abia am găsit un loc, sunt foarte mulți pescari. Mi-am croit pe aici, prin tufele acestea, prin urzici, o cărare și mi-am făcut un loc. Aici este locul. Încet, încet o să-mi fac și loc de acces. Aici am găsit un loc unde apa mai stătătoare, nu e curent puternic. Să sperăm că am ales locul bine. O să pregătesc bețele. O să pescuiesc cu două fidere. Încă nu știu cu ce nadă am să dau. Am două năzi. Am una dulce și am și una pe bază de cașcaval pentru scobar. Acum nu pot să spun exact cu ce o să pescuiesc. O să fac două năzi. O să încerc și la o nadă sărată și cu cașcaval și la una mai dulce. O să pescuim la coșuleț. O să pescuiesc vreo două zile. Astăzi e vineri seară. E ora 7:30, imediat 7 și un pic. Până mă instalez, oricum, până spre seară vom face bețele tot, ne aranjăm tabăra ca pe mâine dimineață să fim la prima oră pe baricade. Să înceapă aventura pe Mureș între Brănișca și Vețel. Suntem ca și locație. Sunt pescari foarte mulți și într-o parte și în alta. Haideți să începem partida. Fiind apa mai tulbure, am ales o nadă roșie. Este pe bază de cașcaval, un pic sărată, cu parmezan, cu cașcaval, cu ce are un miros puternic de parmezan și brânză. O să încep partida cu nada aceasta. Am să mai fac una dulce pentru probă. N-am să fac cantitate multă ca să văd ce pești răspund. Dacă îmi răspund mai bine pe nada asta de cașcaval, eu știu eu, poate trage mreana sau scobarul. Dacă văd că trage alte specii, cum ar fi carasul sau plătica, am să merg pe o nadă dulce. Am făcut cam jumătate de kil pentru o nădire de apel. Mi-e suficient
în seara asta, până se întunecă, să-mi dau seama ce pește am în zonă. Am sondat apa, apa nu este foarte mare, am maxim un metru jumate, cam acolo e un platou de un metru, un metru 20, un metru jumate. O să încerc să tatonez toată suprafața pe care pot să o pescuiesc și am să văd zona în care îmi trage și ce pește o să am și în funcție de peștii vizați o să ne orientăm mâine pe nada cu care o să pescuim. După ce am sondat apa, știind exact cam pe unde avem pragurile, vom alege coșulețul. Greutatea coșulețului este foarte importantă. Ne alegem un coșuleț de... Eu am aici acum un metru, un metru jumătate, un curent mediu. Am să pun un coșuleț de 40 de grame, am să arunc în locul unde doresc să pescuiesc. Vă puneți în poziția în care veți pescui tot timpul, veți arunca cu coșulețul gol în locul unde doriți, îl clipsați. Și după aceea îl puneți în suport. Lăsați coșulețul să se așeze și vedeți dacă îl mișcă. În momentul în care îl poziționați, nu rămâne pe loc, înseamnă că curentul este foarte puternic și trebuie o greutate mult mai mare. La mine, fiind un curent mediu, văd că la 40 de grame, la distanța la care pescuiesc, stă. De ce trebuie probat cu coșulețul gol? Pentru că în momentul încărcării avem o greutate mult mai mare, cu cel puțin 15-20 de grame, și s-ar putea să stea coșulețul în poziția în care aruncăm, dar în momentul în care s-o golit, el să fie rostogolit de apă și automat pleacă de pe locul lădit. Deci acum mie îmi stă vârful nemișcat, stă exact coșulețul unde îmi doresc să pescuiesc. Acum voi scoate. Înainte de a pune forfacul, o să încărcăm coșulețul, nu-l strângem foarte tare și dăm 4-5 coșulețe pentru o scurtă nădire. Clipsat, aruncăm, lăsăm pe crăcan, nu mișcăm, îl lăsăm exact în poziția asta. Lăsăm 20-30 de secunde ca să se așeze exact pe vadul pe care ne dorim să pescuim. După aia smucim de 2-3 ori și recuperăm. Aducem coșulețul. Precum vedeți, este gol. Mai punem niște viermi. Preferabil e să aveți viermi înghețați sau opăriți,
sunt mult mai buni decât cei vii pe apă curgătoare, pentru că sunt mult mai grei și rămân pe locul nădit. Încărcăm, tot așa, fără să strângem foarte tare, aruncăm și punem bățul pe suport. Ca să avem o precizie foarte bună, ne luăm un azimut de pe partea cealaltă, un pom, ceva, un punct fix și aruncăm tot timpul în aceeași poziție. Este foarte important să dăm în același loc pentru a face o dură de nadă în cursul apei și peștii vor veni pe dâra de nadă în sus până la cârlig. Bățul la aruncare tot timpul îl ținem în sus și când dă un clips îl lăsăm să coboare ușor, să nu forțăm clipsul. Pescuim undeva la vreo 20 de metri de mal. Acolo am observat că avem o diferență de nivel de vreo 20-30 de centimetri. În rest este un platou cu un fund nu prea tare, e un pic cumulos, dar în momentul când nu găsești loc, totul a fost ocupat, locurile bune se ocupă tot timpul. Pescuim unde găsim loc. O să mai dau coșulețul acesta, după aia am să pun forfacul. Forfacul este un fir de 0,14 cu un cârlig de 12 și am să încep cu doi viermi, cu unul roșu și cu unul alb. Lungimea forfacului este 1 metru și în funcție de trăsături o să scădem sau o să lungim lungimea forfacului. Pe apele curgătoare se poate pescui cu forfac de un metru, un metru jumate chiar, poate și mai mare de multe ori și mult mai scurt, până în 30-40 de centimetri. Lungimea forfacului tot timpul îl va dicta peștele. În cursul partidei trebuie tot timpul să ne jucăm cu lungimea forfacului, că atunci o să avem trăsături mult mai bune dacă știm exact când trebuie să-l schimbăm. Haideți să punem și forfacul. Deci coșulețul de 40 de grame e un coșuleț făcut de mine cu un picioruș de 5 cm, cu un opritor pe firul principal, cu o împletitură de 10 cm, atâta cât să depășească baza coșulețului și avem forfacul lung de 1 metru. 2 viermi, unul alb și unul roșu, pe un cârlig de 12. Să înceapă aventura. Prima lansare.
loc unedit, punem bățul jos, reglăm frâna. Important, foarte important să reglați frâna, că nu se știe niciodată pe apele sălbatice ce pește vine și o să aveți surpriza să vă rupă sau să vă tragă bățul în apă. Acum, următorul pas este să dăm drumul la ceas și să vedem la cât timp avem prima trăsătură. Până atunci am să mai fac un băț, am să fac nada cealaltă, că v-am spus, o să fac și o nadă dulce, asta e nada sărată. Până dimineața, pescari, începe o nouă zi de pescuit. Azi noapte n-am avut decât câteva trăsături foarte anemice. A scăzut apa 2 metri. Acum începe să crească un pic. A venit mizerie pe apă. Nu s-a putut pescui. Acum dimineața asta e liniște, nu sar pește absolut deloc. De obicei dimineața este ora în care poți să localizezi pește vizual. Deci aici, în zona asta, nu prea sunt pești. Fiind apa destul de mică, asta e, să sperăm că crește apa la loc cât mai repede. Cât aici depinde foarte mult. Este un baraj la câțiva kilometri mai în sus și dă drumul la apă. E un lucru care afectează foarte mult comportamentul peștilor. E cam somn, nu prea am dormit azi noapte, așa este la pescuit, trebuie să mai pierdem și nopțile. Acum să sperăm că o să avem și ceva capturi. Deci, acum văd ce e vidra aici. Deci, de asta nu am eu capturi. Nu știu dacă se vede aici un pic unde e. E clar. De asta n-am avut eu capturi și nu trag pești aici, în zona asta. Avem o vidră aici. Asta e un lucru rău. Așa e în zona sălbatică. Avem și surprize de genul ăsta. Ia uite, de ce nu vidră aici? De-aia nu trage mie pește. Ia uitați vidra pe lângă bețele mele. Asta o fac
Pe vadul meu. Aici unde pescesc eu. Mă mir de ce nu prind pește. Ia uite. Se duce în sus. Toată noaptea au colindat pe aici și mi-a speriat pește. Avem o trăsătură și am prins marea captură. Incredibil. Ia uite-l. Cel mai mare pește pe Mureș. Frumos exemplar. Rar prinzi așa ceva. Am făcut varză viermele. Tot încercăm, dar rezultatele nu apar. Peștii sunt foarte mărunți. Am încercat și cu 2 viermi și cu 3. Acum am să pun 4. Poate nu mai intră obleții ăștia mici. Încercăm să facem o selecție din vierni. Pescuim cu nada de parmezan. Este foarte, foarte cald. Avem un pește, tot atât de mare, ba, ăsta e mai mare ca celălalt, e o latiță, la 4 viermi. Mărim cantitatea de vierme pe cârlig, punem acum 5, să vedem până unde putem ajunge cu viermii fără să mai tragă cei mici. A tras foarte repede, uitați, nada încă nici nu s-a desfăcut din coșuleț. Aici avem 1, 2, o să punem 6 viermi. Aruncăm din nou. Așa. Avem acum o plăticuță mai frumoșică. Ia uite. Să merg. Ia, ce-o scăzut apa.
O ochioasă, frumoasă. Să-i dăm drumul. Avem un pic de grijă că e cam namol pe aici. S-a dus. Din păcate, crește foarte repede și este foarte mizerabilă. Ia uitați ce e aici. Se încarcă firele, nu se poate pescui. Arunc și la 4-5 minute deja trebuie să scot că se încarcă firul cu mizerie. Devenit un pescuit foarte greoi. Asta este, astăzi este o zi urâtă de pescuit. Vedeți, iară au scăzut 2 metri și ceva în câteva ore. Toată ziua așa a fost. Câte o oră, două au scăzut, după aia au crescut, iar au scăzut. Cred că e timpul să merg acasă. Am să revin. O să văd când o să se mai limpezește apa și am să revin. Până data viitoare, urmăriți-mă pe Pescuit și Pasiune și vă doresc fir întins și să ne vedem cu bine.